Vedem un bărbat pe lângă bicicletă care traversează drumul, moment în care petrecerea de pieton este accidentat ușor de Volvo. Șoferul de Volvo o trage pe dreapta frumos ca să lămurească ce s-a întâmplat, iar când coboară din mașină, vede că pe lângă el trece un vehicul pe două roți, sare și îl prinde crezând că e biciclistul care vrea să fugă. Ei bine, vreau să vă zic că dacă sunteți într-o astfel de situație, nu vă recomand să faceți așa ceva. Nu este obligația șoferilor, indiferent dacă sunt sau nu vinovați, să identifice victima. În cazul de față, fie el biciclistul, chiar dacă a fost confundat cu motociclistul, nu trebuie să fugim noi după el, să-l prindem, să-l imobilizăm, să-l aducem în fața polițiștilor, pentru că legea prevede clar ce trebuie să facem în astfel de situații. Și trecând de partea amuzantă, dacă victima și de regulă un pieton pe care l-ați lovit voi sau un biciclist vrea să fugă, pur și simplu încercați să-i faceți o poză dacă apucați, dacă n-apucați sau dacă n-aveți cameră de bord. Legea spune că trebuie să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție, iar eu vă recomand să sunați la 112, să spuneți că ați lovit un biciclist, iar acesta a fugit. Nu știți dacă e rănit, dacă nu e rănit, da? Pentru că n-ați apucat să vedeți acest lucru. Informați organele de poliție, aceștia vă vor îndruma și vă vor spune ce trebuie să faceți. Fie că rămâneți la fața locului sau vă deplasați la sediul poliției rutiere pentru a da o declarație, dar atenție, în niciun caz să nu plecați de acolo fără să anunțați poliția, pentru că dacă se prezintă biciclistul la poliție înaintea voastră sau la spital pentru că ajunge acasă și dă seama că îl doare un pic piciorul, voi o să fiți cercetați pentru părăsirea locului accidentului și o să vi se rețină permisul de conducere fără drept de circulație. Așadar, chiar dacă acest accident a fost amuzant și cred eu că s-a terminat cu bine, pentru că nu pare să fie cineva rănit, eu am profitat de această ocazie să vă spun ce trebuie să faceți voi într-o astfel de situație. Da? Nu vă apucați să vă îmbrânciți cu victimele, sunați la poliție. În momentul în care ați anunțat accidentul, deja nu mai este responsabilitatea voastră.